Român de aproape și român de departe, oriunde vă aflați, nu uitați, și voi sunteți România. De 20 de ani TVR Internațional este pentru românii de pretutindeni același prieten. De 20 de ani, emisiunile Prima Pagină, Legile Integrării, Articolul 7, Seratele lui Iosif Sava, Mari Familii Boierești. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon. Galele TVR Internațional, transmisii în direct din Statele Unite ale Americii, din China, de pe atâtea continente. Și tot atâtea amintiri alături de dumneavoastră, împreună cu directorii de la TVR Internațional, Felicia Meleșcanu, Monica Zvirginski, Beatrice Comănescu și acum Cristina Lorenz. Oameni cu care am colaborat cu extraordinară plăcere și toți colegii de la TVR Internațional. Și tot atâția ani de muncă și de dragoste de profesie și mai ales de dragoste pentru dumneavoastră, românii de pretutindeni. Români de aproape și români de departe sunt din nou împreună cu voi de la Eștoril, de la statuia lui Lucian Blaga, ambasador al României în Portugalia. Și nu uitați, vă iubim! Mihaela Crăciun e alături de TVR Internațional și de românii de pretutindeni. La mulți ani TVR Internațional, la mulți ani români de pretutindeni!